Era o zi caldă. Pe izlazul din fața fântânii, copiii se zbenguiau, în timp ce mamele lor zăboveau lângă izvor. La vederea grupului de bărbați ce se apropia, copiii opriră jocul. Femeile se ridicară. Deodată, un băiețel atras irezistibil către cel din fruntea grupului, făcu câțiva pași către acesta. Câteva mame cu pruncii îi urmară exemplul. Până să reacționeze însoțitorii, Iisus se văzu înconjurat de copii. Însă câțiva ucenici, ofensați de îndrăzneala femeilor și a copiilor, săriră să restabilească ordinea. Dar el i-a mustrat. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Pentru omul de azi, scena, cât se poate de obișnuită, trezește duioșie, cât și frustrare față de obtuzitatea ucenicilor. Dar pentru cei de atunci, spectacolul echivala cu un scandal enorm. În societatea de atunci, strict patriarhală, femeile, claustrate la roluri domestice, nu puteau avea inițiative. Cu atât mai prohibit era să abordeze alți bărbați care nici măcar nu erau rude apropiate. La sinagogă, femeile n-aveau voie să cânte, ci doar să asculte, de după grilaj, cântecul bărbaților. În fața justiției, nu puteau depune mărturie. Iar suspiciunile de adultel cădeau doar asupra ei, niciodată asupra unui bărbat. Cât despre divorț, acesta era apanajul exclusiv al bărbaților. Iar copiii, niciun picior de copil nu trebuia să-și facă prezența în societatea celor mari. De-a lungul celor 3 ani și jumătate, Iisus nu contenește prin faptele sale să sfideze cutumele, transgresând taburile sociale. El nu se scutură la atingerea unei femei cu sângerare cronică și n-aleargă la ritualuri de curățire. Alteori, permite unei prostituate să-i ungă picioarele cu mir și să-i le șteargă cu părul ei, în plus indignând audiența prin binecuvântarea ce rostește peste ea. Și lucrurile nu se opresc aici. La o fântână publică inițiază chiar el un dialog cu o geișă din casta cea mai de neatins, cu o samariteancă, încât până și ucenicii sunt oripilați. În egală măsură, Iisus se încarcă de oprobriu când acceptă să stea la masă cu trădătorii de neam și hoții ăia de vameși. Ba, încă își compromite discipolii înrolând pe unul din spurcații aceștia în tagma lor. În fața cuvioșilor farisei, are curajul să spună că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. În efuziunea sa, Iisus nu se oprește de a vindeca o fetiță cananită sau pe un invadator roman. Iar în parabola sa de căpătâi alege drept erou ca întruchiparea virtuții pe un samaritean. Nimeni nu putea înțelege motivul acestor ofense și afronturi care îl încărcau pe Iisus de infamie. Pentru societatea iudaică, îmbibată de ritualuri, religia degenerase într-un soi de carapace legalistă din care lipsea însăși esența religiei biblice. Iar Iisus acceptase riscul de a fi împroșcat cu pietre tocmai pentru revelarea și demonstrarea acestei chintesențe de care lumea de atunci și cea de acum suferă în absența ei. Care e? Ne-o descoperă Evangheliile. De 10 ori se repetă că lui Iisus i s-a făcut milă. Notează că în lumea din timpul lui Iisus, mila sau compasiunea era o manifestare rară, o excepție de zile mari. Practic, mila era necunoscută ca un atribut divin. Zeii neamurilor erau reci, lipsiți de inimă, cinici la suferințele omului. Filozofii greci o considerau inutilă și periculoasă,
Stoicul Seneca învață că mila este viciul celui slab de înger. Ei bine, în opoziție totală cu standardul vremii, Iisus dinamitează mentalitatea societății, scoțând de sub ruine la lumină mila, descoperind natura lui Dumnezeu, care este dragoste. Natura și intensitatea milei sale este atât de străină epocii, încât evangheliștii nu găsesc un cuvânt echivalent. Cu stupoare descoperi că ei inventează pur și simplu cuvântul splachnon, care nu există în literatura clasică greacă, nici în greaca Septuagintei, și care s-ar traduce cu zvâcnirea intestinelor, o expresie pentru geamătul cel mai profund al milei. Ucenicii care l-au urmărit îndeaproape au perceput agitația sa viscerală, gata să izbucnească în valuri de compasiune. Când mila devine atât de dureroasă, nu-ți mai pasă de reprimanda poliției, de moravuri bune. Și iată ne ajungi la lucrul cel mai provocator, cel mai fascinant din viața lui Iisus. Este principiul care a condus toată existența lui terestră. Este emblema învățătorii sale, motivația care l-a dus până la cruce. Compasiunea sa a fost atât de copleșitoare, încât până și în îngrozitoarea agonie a răstignirii, ultimele sale cuvinte sunt manifestarea milei. Pentru cei ce-l răstignesc: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Pentru tâlharul de lângă el: vei fi cu mine în rai. Și pentru mama lui, atunci când o încredințează grijii lui Ioan: femeie, iată fiul tău. Mă plec în fața acestui Iisus. Dacă vrei să-l cunoști și tu mai bine pe fascinantul Iisus, accesează primul link din descriere. Pe curând!